Italian de la București, care va să țină un concert de excepție la Focșani. Cu această ocazie, în cinefaierul Ateneului, am expus un tablou pictat de Victor, un nav de poliomielită, în speranța strângerii de fonduri pentru participarea la campania internațională a Rotary and Poliona. Este o campanie pe care, cea mai importantă campanie a grupului Rotary, pe care o desfășoară de ani de zile, împreună cu alte fundații, Bill Gates și Melinda Gates, s-au investit foarte mulți bani în campanii de vaccinare în țările defavorizate. Așa cum se știe, această boală virală acută a dus la foarte multe necazuri la nivel global. Dorința colegilor noștri rotarieni este să reușim să eradicăm întru tot această boală. Victorul Vasile Popovici este un pictor care a fost afectat de această boală și, totuși, a decis să lupte, să nu se lase înfrânt, pictând, deși este foarte greu. A donat toate tablourile pe care le face clubului Rotary pentru a fi alături de acești oameni care încearcă să sfârșească în lume această afecțiune. Este un om care a fost care a primit recunoaștere din partea Rotary International prin distinția Polteris. Ne bucurăm foarte mult că avem șansa să avem acest tablou aici, să încercăm să strângem și noi în branșa fonduri, să ne alăturăm campaniei internaționale și să ducem mai departe lupta împotriva acestei cumplite boli.